reținere la ședința Consiliului Local, ordinară din data de 17.04.2019, convocată prin dispoziția primarului numărul 114 din 12 aprilie. Ședința este legal constituită, suntem în prezența majorității consilierilor care alocuiesc Consiliul Local Strugar și își poate desfășura lucrările. Pentru buna desfășurare, v-aș ruga să faceți propunere pentru alegerea unui președinte de ședință. Domnul Hangalu. Domnul Pavel. Domnul Dănuț Pavel. Alte propuneri sunt? Cine este pentru domnul Dănuț Pavel? Împotrivă? Înainte de a procede la lucrări, aș supune spre aprobare procesul verbal al ședinței din data de 28 martie 2019. Cine este pentru procesul verbal? Domnul Dănuț, aveți cuvântul. Bună ziua, să începem ședința. Deci avem trei proiecte mari. Primul proiect, proiectul de hotărâre privind decontarea călătoriei prin mijloace de transport în comun, ca cadrul de lege pe luna martie 2019. Proiectul 2, proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2019. Și la al treilea punct este Se completează un zic. Dacă mai este ceva de adăugat, da, noi mai avem de adăugat un proiect de hotărâre privind înființarea rețelei de alimentare cu gaze naturale. Să punem la vot ordinea de zi. Cine pentru? Dăm cuvântul domnului primar cu primul proiect. Ce vreau să la primul proiect de ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei prin mijloace de transport pentru personalul didactic de la școala gimnazială Strugari. Pe luna martie, la articolul 1, se propune aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele transport ale personalului didactic de la școala Strugar pe luna martie, în sumă de 3.331 de lei. Așa cum am procedat de fiecare dată, în spatele hotărârii există nota de fundamentare cu documentele de decontare pe fiecare cadru didactic în parte. Dacă sunt discuții. Dacă sunteți discuții, dacă nu o să pun la adoptării bugetului local pe 2019. Înainte de a da citire la proiectul de hotărâre, am să vă dau câteva date și anume. Legea 50/2019 a adoptat bugetul de stat al României și prin sinteza acestea au fost detaliate sursele de venituri. Sume defalcate din TVA, sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale, subvenții de la alte bugete. Toate acestea au ca scop echilibrarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 pentru a se desfășura toate acțiunile propuse, începerea de lucrări noi sau continuarea celor începute. Din adresele primite de la Agenția Județeană de Finanțe Publice 438, s-a comunicat suma pentru bugetul nostru de 136.000. Tot prin adresa 443 de la Agenția Județeană pentru Finanțe Publice, mi s-a comunicat sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor la nivelul comunei, astfel cheltuieli prevăzute
la legea educației 109.000 lei, suma pentru ajutorul de încălzire 23.000 lei, plata stimulentelor pentru educație 6.5 mii lei, drepturile copiilor cu cerințe, cesurile de care spuneam pe comisie 17.000 lei. Necesitatea noastră de noi este numai de 17.000 lei, așa cum am folosit, cred că de vreo 67.000 lei, dar în completare trebuie să vină din bugetul nostru. Prin adresa 5.970, Consiliul Județean Bacău ne-au comunicat următoarele sume. Cote de facate din impozit pe venit 17,5%, de care să știi, 244.000 lei, sume din TVA pentru drumuri, că se dau special 177.000 lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrare, 1.863.000 lei, sume repartizate din fondul de rezervă sau la dispoziția Consiliului Județean, 330.000 lei. Contribuția noastră este prevăzută cu fonduri proprii, cu venituri proprii din impozite, taxe și alte surse. Prin adresa 2512 din 12-a-2-a, Consiliul Județean ne-a informat, ne-a comunicat și suma de 65.000 lei reprezentând contribuția noastră la cofinanțarea activității de protecție a persoanelor cu handicap. Știți că noi avem un număr de două persoane, pentru care partea noastră în fiecare an este de 65.000 lei. Mai bineînțeles, 650 miliarde. Având în vedere prevederile legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor omului, legea 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate, ale articolului 93 din legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și a contractului de cofinanțare încheiat cu Consiliul Județean, suma de 65.000 lei va fi inclusă în bugetul de venituri și cheltuieli la capitolul 560251, adică transferul din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială a persoanelor cu handicap. Având în vedere sumele și așa cum am discutat pe comisii, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe 2019, la articolul 1, cuprinde ca parte de venituri suma de 3.532.000 de lei. Ceea ce înseamnă că avem un buget, ca să ținem și noi minte, de 35 miliarde de lei. Iar, da, de iar la partea de cheltuieli, suma de 3.707, adică avem mai mult la cheltuieli, 3.707.000 lei. Dacă vă aduceți aminte, sunt niște bani care sunt în fondul de lume și se adaugă. Este bani, sunt vorba de banii care noi am alocat pentru transferuri aprobate în luna ianuarie pentru autoutilitate. Veniturile bugetului local în sumă de 3.532.000 lei se compun din cât adunăm noi, impozite și taxe pe proprietate, 229.000 lei. Cât ar trebui să adunăm? Deci, din baza de date, baza de impozitare, ar trebui să adunăm atât. 2 miliarde. Împărțând 229 la 3.000 și ceva, asta din taxe și impozite. Dacă ne ducem la următoarea taxe pe utilitatea bunurilor, 87,5, alte impozite și taxe 10, amenzi, penalități și confiscări sunt acele amenzi pe care noi le avem în cărcă și care trebuie să le urmărim să le adunăm, și taxe speciale 119. Sume
ceea ce s-a primit. Sume de plata din NTV 155, sume de plata pentru echilibrare 1863, cote defalcate din impozit 040201136, cote defalcate din impozit venit pe echilibrare 244, sume repartizate din fonduri de la dispoziția Consiliului Județean 330. Toate astea adunate face suma care vine în buget de 3532. Sume insuficientă că dacă așa cum a spus, avem 10% din nevoi pe fiecare investiție pe care o să o avem în derulare sau o să fie în derulare, e insuficient. Dar, atâta timp cât noi, la nivelul localității, nu avem și fonduri extrabugetare, o să derulăm și la nivel de investiții și la nivel de cheltuieli, în mod etapizat, sperând că se va umple suma necesară prin rectificări de buget. Ca și cheltuieli, că banii ți intră, ca și cheltuieli care se duc din buget, din acel venit, merg pe salarii 11 miliarde, ca să vedeți cum se fac de contările, pe investiții 128, ceea ce înseamnă 12 miliarde, la transferul către asistență socială 65, la ordine și siguranță publică este vorba de trebuie capitol separat 121, cheltuieli materiale 15, la învățământ cheltuieli materiale 157, ceea ce vă spuneam că este nevoie de 157, sunt 157, nevoie ar fi de vreo 270. La asistență socială, atâta cât mi s-a dat, am prins eu cam dată, trebuie să vedem partea noastră până la 65.000 de lei, dar deocamdată avem prins 17. La investiții 23,5. Este vorba de școală grădiniță care se bagă la capitolul învățământ. Pe asistență socială, salarii 6 miliarde cu tot personalul care ține de asistență personală, tot ce ține de asistență personală. Acele asistenți personale sunt foarte mulți la studiu. Da. Niște persoane cu handicap. La indemnizații 209, adică 2 miliarde, 6 și cu 2 fac 8. La ajutor de încălzire 23.000, adică 230 milioane. Mai bine. La iluminat 131,5. Este vorba de tot ce cheltuim pe iluminat, plus cheltuim de investiții care mai sunt făcute de noi. Lămpi și LED-uri și așa mai departe. Pe salubritate, cheltuim materiale 167. Mile. Mare grijă acolo. Am spus, vorbiți cu oamenii. E mare grijă pentru că noi prindem la buget, pentru că nu poți fi descoperit. Analizele făcute de noi pe luni de zile, că sunt de iarnă, că sunt de vară, de acum, se crește mereu. Omul, cetățeanul de rând, gospodarul, face curățenie și noi la tonaj, la așa, crește mereu. Ar trebui să rămânem la nivelul lunii ianuarie-februarie, cantitatea de gunoi care o strângem, dar din păcate eu cred că o să o dublăm. La transport, aici intră drumurile și ceea ce ne-am propus noi, dacă era 177 parcă dat, am mai venit noi cu diferențele care am făcut 15.000 la fiecare proiect, s-a făcut 202.000 lei. Și pentru investiții 122 la transport. Tot ce înseamnă și transport, și cu microbuz, și cu drumuri, și cu investiții, dar la investiții separat 120. Propun stabilirea la articolul 4, propun stabilirea sumei de 65.000 de lei transferul din bugetul
local pentru instituțiile statului de asistență socială a persoanelor cu handicap, sumă necesară pentru achitarea cofinanțării. Aici noi suntem la jumătate cu Consiliul Județean, deci cheltuiala e dublă. Propun acoperirea deficitului bugetar repartizat la cheltuieli, la capital, de capital, în sumă de 105.000 lei. Din excedentul bugetar, cum v-a spus noi, că s-a adăugat la ce s-a dat, am venit și cu excedentul bugetar, de-a făcut suma de 6 vine de la transport, suma de 105.000 lei. Propun de asemenea spre aprobare și lista obiectivelor de investiții în anul 2019, conform anexei care face parte integrată din restul hotărârii. Și aici noi am dat citire pe comisie. Mai repede o dată, deci este vorba de cofinanțarea proiectului cu Terles Home, 70.000 de lei, proiect de reabilitare termică primăriei, 20.000 de lei, realizarea SF construcției cămin cultural, 18.000 de lei, achiziționare stației autobuz, 10.000 de lei, construire grădință sat Petricica cu nastrugari, 25.000 de lei, restaurarea, reparație, construcție, grup sanitar și centrală termică, școala Petricica, 25.000 de lei, cofinanțarea unități de cult de pe raza comunei Strugari, așa cum am stabilit, am vorbit și am discutat pe comisie câte 5.000 de lei de fiecare parohie, ortodoxă sau adventiști ziua 7-a. Proiect de alimentare cu gaze, 50.000 de lei. Alimentare cu apă și canalizare, 71.000 de lei. Actualizarea planului urbanistic general, 62.000 de lei. Modernizarea drumului comunal 197 din crest local satele Strugari și Cetățuia, 15.000. Modernizare drumului de crest local satele Nadeșa și Repchitișul, 15.000. Reabilitare drumuri afectate de pagube produse în urma calamităților din satele Repchitișul, Cetățuia, Comuna Strugari, 30.000 de lei. Cam atâta, domnul președinte, am avut la buget. Repet încă o dată, e insuficient, dar am încercat să avem la fiecare investiție niște sume de plecare. Urmând ca după aceea să vedem și în funcție de și de venitul care se obțin la bugetul din taxe și impozite, sume suplimentare. Discuții dacă sunt? Da, și eu vreau să spun pe același lucru. Bugetul este prea micuț, aproape 37 de miliarde. Noi, ca să fi plecat cu toate proiectele, să măcar să ducem cât de cât la bun sfârșit câteva dintre ele, ar trebui măcar dublu bugetul. De fapt, am văzut că sunt comunii care s-au alocat foarte mulți bani. Deci Consiliul Județean și Guvernul au alocat foarte mulți bani în teritoriu. Da. Da, sperăm că o să ne dea mai mult la rectificare bugetară, când o să beneficiază mai multe sume. Noi sperăm, noi avem de informația cu oricare venit, adică sumele care s-au acordat de către guvern sau de către județ, s-a făcut și în funcție de suprafața a drumurilor, spre exemplu, a numărul de cetățenii, a populației care este și se regăsește pe date statistice la ANS și toate s-au făcut, era discuția că bani vin mai mult spre, veni doamne, spre primăriile care sunt ale susținute de guvern. Culmea este, dacă eu uiți pe listă, că doar toate sunt oficiale, cam în funcție de populație și în funcție de situație, cam pe acolo e fiecare, nu chiar s-a pompat la noi, da? Nevoia, bineînțeles, este foarte mare. Trebuie puțin spus dublu, că se vede clar că nu poți să susții niciun proiect din fondul propriu. Deci din fondul propriu tu nu poți să faci, noi, primăria, Consiliul Local, nu putem să aprobăm și să punem în execuție un drum din fondul propriu, că nu e efectiv. Deci, în fondul propriu nu ai.
ce obții din fondul clopii, se duc pe asistent social sau se duc pe... Și 5 la murire mai nou, e vorba de 65 de lei pentru două persoane. 65 de lei, nu știu dacă 6.500 de lei sau 65.000 de lei. 65.000 de lei, cu 65.000 de lei vine 130, 1.300.000 de lei. Da, două persoane. Nu, vorba de două persoane, vorba de asistență personală. Cât se duc? Digitalizația de la medicap și de asistență personală. La stat, la un azil. Nu, nu are cum să spune. E 65.000 de lei, este asistență personală și indemnizația de la medicap. 65.000 de lei. A, 65 de milioane. 65 de milioane, corect? 65.000 lei. 6.5, nu 65 de lei. Dacă am zis 65.000 de lei... Deci nu 65, da? 6.5, adică 6.500 de ron. 65 de milioane. Ați înțeles. Este pentru două persoane instituționalizate în centri. Asta. Și pentru alea, Comuna Strugar o finanțează partea ei cu 65 de milioane pe tot anul. Da? Pentru amândouă. Pentru amândouă persoane. Am citit bine 65.000 lei, dar lipsea virgula și care rectificăm 6.5. Păi de asta e... 65.000. Mie mi-a rămas 65.000. Ați înțeles. Adică, iar restul ăia mulți miliarde de asistenții personali și indemnizații de la medicap. Acolo 6 miliarde de corect, e altceva. De cine mai are cineva spus? Cred că s-a împărțit cât de cât pentru fiecare obiectiv în parte pe care vrem să-l realizăm în comuna noastră. Da, așteptăm plecarea, așa cum se vede, cu bani puțin, așteptăm o rectificare mai bogată, ca să putem completa sumele care lipsesc în proiecte, la drumul și cu tot. Am văzut lipsuri de bani peste toate domeniile. Sperăm pentru o rectificare în plus pentru localitatea noastră și să ne putem realiza proiectele pe care le-am propus să le facem. Dacă nu mai sunt discuții... Aici, domnul Trofin punctează foarte bine, că sperăm, pentru că nu e niciodată, fiind și o localitate care nu are fonduri extrabugetare, fiind și o localitate care nu are un număr de populații mari, care pe baza lor sunt eficient pe la ordin de la guvern, suntem limitați ca și buget la capitolul venituri. Dar sperăm, pentru că speranța mare ultima și o parte din proiecte, doar știți foarte bine, a scos de față de fiecare dată, ne-am împrumutat. Și cum îi stă bine la o oricare sărac, ești sărac, plătește dobând, dar dăm înainte, ne încercăm să împingem ceva înainte. Să nu fim chiar ultimii care nu accesăm. Dar să vedeți de care... știți că am făcut un împrumut. Da. Și îmi prins împrumutul. Împrumută pentru autoutilitare, nu? Așa. De la 50 la 87 de mii de euro, da? E bată ce s-a bat. Nu mai țin de exact sub nimic. Dar te-am grea să s-o puteți. Dar noi în comună, cine reștea nu poți să beneficieze și fonduri europene, facă proiecte de astea agricole. Asta mă gândesc că ar fi o chestie foarte bună, la nivel de... din comună. N-au o de la noi din comună, uite, domnule, cum ar fi. Sunt băieții aia doi la intrare care fac mai puțin, se mai apar vreo 10, 15, la proiecte care se dea. Și că acum sunt proiecte europene, dă! Europa. Nu sunt. Proiectele europene nu sunt de acum. Proiectele europene sunt destul de doar în 2014 sau 2009. S-a par cu totul. Tot. Deci proiectele europene au fost întotdeauna, dar fiecare cetățean care vrea să facă o investiție sau voia să facă o investiție pe fonduri europene, înainte vreme, trebuia să vii, dau un exemplu, vrei să-ți cumperi un tractor cu care să pornești să-ți faci o afacere. Că înainte vreme era că tu trebuia să ai banii ăștia într-un cont, tu trebuia să-ți cumperi tractorul. Dar acum nu s-a schimbat, domnul primar. Domnule, sunt fel de fel. Înainte vreme era așa. Acum, prin ghidul de finanțare, s-a făcut altfel. Tu nu ai toți banii, da? Dar AFIR-ul îți dă, AFIR-ul, agenția asta care finanțează proiectele pe APDRP, îți dă bani sau un avans de 70% din total valoare. Și pui tu numai 30%.
depinde ce vârstă ai. Că și aici, nu, că mă favorizează pe tânăr. Vorbesc de tine, care să fii îndrumat când vine la primărie. Ascultă-mă pe la cap. Deci, în cazul dumitale, dau un exemplu punctual. Băiatul matare, dar vrea să facă o afacere, se duce, depune un proiect, îi dă finanțare între 70 și 90%, sau chiar 100%, și avansul poate fi între 70 și 90%. Deci, dumitale, dacă vrei să faci o afacere, copilul dumitale vrea să facă o afacere, acum e simplu, că îți dă banii în avans. Numai tu trebuie să-i justifici cu ceea ce scrie în proiect. Că ți-ai cumpărat utilaje, că ți-ai făcut o trăie, că ai făcut... Dosier, că ai făcut, eu știu. Că ai făcut o construcție sau ce, da, să dau. Sunt pe egal, sunt proiecte acum, care sunt non-agricole, se referă la servitori sau nu știu ce, care s-au prins, sau pe dotări cu utilaje. Cine este la noi? O depus proiect, mi se pare că și un edel cu băieții care spui dumitale din capul satului. Să luptă și ei pentru un proiect de afiu. Nu mă bucur, să iei un proiect european, să ne dezvoltăm prin asta comunal. Trebuie. Unul dintre ei, ești cu informația la așa, poate să fii copilul dumitale. Da, nici nu toate relațiile care nu le da, noi, noi de asta suntem, și eu, și secretarul, și toți care suntem în primărie, știm unii să îndrumăm omul. El trebuie să vină și doar să vrea. Noi putem doar să-l îndrumăm, nu-i competența noastră. Dar au fost instalarea tânărului fermier. Deci, la tânărul fermier, la tânărul fermier, vă spun numai așa, de unii să plecați. Depinde și ce valoare vrei să accesezi. Dacă accesezi o valoare de 100.000 de euro, sunt niște punctaje care trebuie să le ai. În domeniul agricol trebuie să ai cel puțin, am citit unul care a accesat 200.000 de euro, cel puțin 90-100 de hectare în arendă. Adică să le sau un proprietar. E bine, un tânăr să știe, măi, asta e condițiile astea. Astea sunt astea care se tot vegetal, agricol, dacă faci apicultură, dacă faci zootehnie. Era unitățile alea de dezvoltare economică. Tu trebuie să ai ceva ca să poți să accesezi fondurile. La noi sunt pe albinărit, sunt câteva proiecte. Și cei care le accesează văd că sunt nu piedici, că merge greu. Foarte multe piedici. Nu, dar să poate, cine vrea, piedică. Poate. Cine vrea, poate. Adică cine își dorește. Dar trebuie să treci peste ele să mergi. Important e să vrei, să-ți dorești. Pentru că dacă ai făcut un proiect mai mic, mâine poi, mâine peste ani, poți să permiți să faci un proiect mai mare. Spui că e greu, dar dacă vrei, poți. De ce unii reușesc și alții nu reușesc? Păi de asta zic și multe locuri ale țării astea au de pricepe. De pe la televizor, că beneficiază de fonduri europene, ce s-a dezvoltat. Deci și la noi sunt proiecte, pe apicultură sunt, la noi în sat sunt 1, 2, 4, 4 proiecte au fost. 2 de 40.000 și 2 de 15.000. Pentru care și eu am beneficiat de 15.000, dar nu vă spun, că am vrut să renunț de 3-4 ori. Cu munca care e și foarte, semințele foarte, foarte drastice. Deci trebuie să le respecti. Nu te joci. Nu, banii se dau, banii se dau, dar trebuie să respecti reguli. Și mai mult ca de asta, trebuie să ai întreprindere individuală sau întreprindere familiară sau... Băiatul dumitare, dacă vrea să facă ceva în domeniul agricol, trebuie în primul rând să aibă o unitate agricolă deja funcțională, să fie înregistrat la APIA și să aibă statut juridic. Certificat din registrat. Să fie ori în UID, ori în PFA, ori în PSD. Asta e ce mă rog. Rola agricolă, după aceea să faci în APIA. Cel mai greu e că trebuie să ai răbdare și timp ca să o pui în practică. Deci dacă nu ai nimic, nu poți să fie nimic. Răbdare și perseverență, dorință și mergi până la capăt. Și ultimul proiect la ordinea de zi, care am aducat. Să supăm la vot pe ăsta proiectul. Băi, cine e pentru? Vă
Vă supunem spre aprobare un proiect de hotărâre privind aprobarea realizării studiului de stabilitate pentru obiectivul de investiție în ființare rețea distribuției gaze naturale în comuna Sugari de Țăvară. Este un singur punct. Noi comuna primăria îl supunem spre aprobare. Dacă sunteți de acord pentru ființarea rețele de distribuție privind cu gaze naturale. Cine este pentru? Bine, acum avem... Vedeți, dumneavoastră, că întotdeauna nu mai se fac. Noi, ca și localitate, ca și Consiliul Local, niciodată nu ne-am dat înapoi până a aproba ca să accesăm ceva. Și nu cred că a fost o măsură de a noastră, fie pe drumuri, fie pe alte servicii, ca să nu facem ceva. Pe dotări, pe utilaje, pe dotări, pe cămin cultural sau așa ceva, pe institut am încercat să... am ucește degeaba, nu am prins cont. Asta e. Ne luptăm cu drumul ăsta 197 pe trei măsuri am depus. Uite că punctajul nu ne-o dat. Voi să ne situăm... 197 cu scorțenii, dar să știți. Da. Să ne situăm peste 50 de puncte ca să putem prinde finanțare. Sperăm prin alte... Se vede, dar se fac apa măsuri de finanțare. Dacă se face apa și canalul, totul trage după el. Totul. La apă și canalul vă avem, capi spuncat. Asta e un mod cert. La diverse, cine se înscrie la cuvânt? Da, așa, cu tine mă gata. Eu absolut o chestiune care am luat două astăzi. Deci, mergeșile cu societatea asta agricolă, agricultorul ăla, agricultorul ăla, treabă, nu știu eu, iasă cu tractoarele de pe de italiane și-o făcut de la Pietricica, de acolo, de la merge mulți ani la Zarumba, și până la iar, mediagă. Cu pământ, dă. Nu fac, dom'le, trebuie să vorbim cu ei, când ajunge la capă și își plece și se curăță. Nu, dar se bineți și ei, am așa, pe spări și pe piși. Păi zic, ce dracovit ai ceva? După a fost un război, o ieșit de pe tărlare, de dracovit. Și aia este. Dar o ieșit chiar pe la mărță pe acolo? De acolo, de la, de pe ulița lui Nicolae Ion, când închipui, dacă a făcut aici, așa, și-o făcut pe drumul de acolo. Da. Da. Păi, da. O să merg, care-i treaba. Păi, de acolo, de Rusoaia că-i pomenești. M-am uitat eu ieri, că luam tu la Pielacos, la Cus și la Pietricica. Și eu cred că să mă întoarce în ei. Ei, de acolo spre Răchichiști. Îmi trebuie să mă luăți în cele mai. Noi o să le punem în vedere că e de regulă când îi mergem de acolo, aia lăsați cu un vin acolo, un gilaș acolo, nu ieșeau, dar acum o să le punem în vedere încă o dată. În cazul în care a venit ploaie, lasă domnule câmpul, nu le pun nimeni. Pui panic, acum nu mă interesează, nu mergi cu el. Și-o făcut de acolo, la drumul, la cruce, la Pietricica, nu? Asta e o reparabilă, nu numai pentru el. Nu, e valabil și pentru mine, și pentru mine, de ce nu știu de aia? Dar și eu am prins, am prins toți în cadrul acolo. Așa, și am ieșit după aia, și am ieșit după aia, și el s-a dus pe Pietricica, și-o făcut. Și-o făcut. Și-o făcut. Și-o făcut. Și intrasem în zvârcul ăla, când eu de-aia prioritate pe o planetare. Am intrat în zvârcul ăla. Dar venind azi, că s-a urmărit din poporul ăsta, îi spune, dar... E rog de partea și alta consemnă. E strâca și s-a făcut. Ăla poporul ăla de primit. Acum îți spui că nu vii. Domnul, eu aș vrea să vă propun spre atenție un proiect care vrea să vin luna viitoare, prin care să... fii cetățeni de onoare Comunei Strugari, pe domn profesor Costulache Manoil și pe doamna Buraga, care, zic eu, a avut contribuții foarte bune la nivel de educare a copiilor Comunei Strugari și nu, e o distinție care, cred că, domn primar, ar fi binevenită pentru aceste două persoane. Eu zic că poate ar mai fi și alte persoane care, sau sunt deja care... Fiecare dintre... Cei din față știu foarte bine că diferite etape ale vieții poate au contribuit la educarea copiilor sau prin
personalitatea lor, nu funcționă neapărat aici la localitate, dacă dumneavoastră care sunteți mai în vârstă, mai știți pe cineva, trebuie lua legătura cu persoanele respective. Dar ei n-au luat, eu doar mi-am propus. Trebuie luat legătura pe sânt, mi-am propus să fie local. Poftim? Da. Da, da, să fie local. Care care sunt locali, pentru că dacă sunt oameni care, prin contribuția lor, nu neapărat în domeniul da, de exemplu, domeniile care sunt de actualitate în Comuna Strugari. Fata, fata lui doamna Brava, când o decedat, a fost foarte apreciată la nivel de handbalul județului Bacău, care Oina, așa. Deci eu, de exemplu, l-aș propune și pe domnul Trofim Vasile. Eu, ani de zile, a fost directorul școlii și chiar s-au avut mult de învățat la dânsul. Ce înseamnă cetățean de onoare? Nu trebuie să vă explic eu. Nu, eu nu trebuie să fie niște merite deosebite, niște rezultate deosebite, să reușim să ne ridicăm la un alt nivel față de normalitate. Să reușim în persoanele alea să desprindem anumite lucruri excepționale. Nu putem face cetățean de onoare pe orice persoană. Trebuie să aibă niște merite deosebite să se stingă. Adică vrei să spuneți că domnul profesor a fost să chemă? Eu nu știu, eu nu v-am spus ca să înțelegeți ce înseamnă cetățean de onoare. Cumva acea persoană să-i circulească meritele și peste limitele comunei Strugari. Ați înțeles? E cunoscut în țară cu chestia asta. Inițiază, cum vă dați seama, e un lucru foarte frumos și identitatea comunii. E un subiect care probabil discuții, e bine să discutăm. E bine să ne orientăm, că de asta suntem buși. Poate mai e bine să contactăm persoana respectivă. Da, corect. Eu chiar aș să văd dacă o să fie de acord. Da. Dar am ca principiu. Da, da. Da, e un lucru foarte rău. Dar așa trebuie să gândim în contextul ăsta. Avem stabilit un regulament în care să acordă distinții. Orice proiect de vădări poate fi inițiat de primar. Nu știu, da. Avem, dacă se ne adică, norme, dacă noi avem un aprobat un niște criterii, niște norme. Nu, nu, asta înseamnă cetățean de onoare. În primul rând, faima, reputația lui și aspectele care le-au avut în viața lui profesională și umană să depășească un pic limitele teritoriale ale Comunii Strugari. Nu ne limităm cumva să ai un caracter excepțional. Să depășească restul. Ați înțeles ce vreau corect. Să spun, dar trebuie să prezinte un caracter. Eu cred că ar fi bine. Domnul secretar are dreptate. În momentul în care există concurență, da, trebuie să faci niște departajări. În momentul în care nu avem concurență, nu avem un mare din care să preluăm datele și criteriile, atunci putem să rămânem doar la faza de moralitate, integritate, serviciu adus comunității. Nu, dacă ar fi pentru mine, vă propun eu. Lăsați-l să-și termine mandatele. Dacă nu mai este nimeni, domnul președinte, vă rog frumos, dacă nu mai este nimeni care să stai la cuvânt. Putem încheia ședința dacă nu mai avem discuții. Ședința. Vă mulțumim frumos, da, mulțumim. Ne întâlnim luna viitoare când se va fi comparat.